Sâmbătă 10 decembrie 2022 mă aflu în municipiul Morendi, județul Dâmbovița, unde am participat la ediția 12-a expoziției Columbofile Naționale a FRSC. Acum am plăcerea deosebită să stau de vorbă cu un personaj de-a dreptul în lumea columbofilă prahoveană și nu numai românească, un om foarte cunoscut și apreciat pe multe meridiane ale țării, să zic, da, domnul Trifan Eugen din Ploiești. Salut, sănătate. Cunoscut și de Jenel, nu? Da, Jenel de la Ploiești. Jenel de la Ploiești. Ce mai faci, Jenele? Te-am văzut și aici și săptămâna trecută la Păulești. Da, da, am jucat la UCP. Câteva rezultate. Am văzut că ai prieteni mulți acolo și da, aici. Da, da. Am în toată țara prieteni, pentru că pe vremuri a fost o mare uniune și noi eram prieteni pe vremuri. Acum, ce mai zice columbofila românească aici? Trecută prin filtrul tău, să zic. Lasă de dorit, nu? Pentru că tineretul care vine din spate prinde dezbinarea asta și care nu dă bine totuși. Suntem și altă societate, nu mai e cum era pe vremea lui Ceaușescu. Societate capitalistă, fiecare face pentru buzunarul lui și pentru pielea lui. Da, și ne dezbinăm. Da. Asta am văzut-o în Germania după Revoluție, când la ora 5-6 seara era o mare liniște și vărul meu fiind de câțiva ani acolo, ce zic, bă, ăștia-i muncă și casă. Nu știu. Ei muncesc ca să trăiască, ca asta e societate. Și cam asta se întâmplă și în columbofilie. Vorba și lui Nea Gigi Zanfir, apanajul celor cu bani mai mulți, pentru că au anumite posibilități, să schimbă și prețul și la porumbei și la transportatori, alte prețuri, mai ales acum cu criza asta, cu războiul ăsta, care ne afectează direct. Da, eu sunt foarte supărat că n-am intrat în Schengen, vorbesc serios, că aveam în cap să mă urc în mașină, să fug în Belgia, pe la Olanda, pe la expoziție, toată iar n-aveam ce face să mă plim. E, acum, în urmă, ca să nu mai stau să mai umblu la unguri acolo, că acolo am avut mereu probleme. Mereu am avut probleme când am mai luat porumbei, medicamente, ceva, da. Te întreabă de ele. Da. Dacă acte, hâtic, nu l-am de vânzare neapărat, dar te întreabă de ele. Așa era liber, mă duceam, vorba aia, știi? Da, da, așa. Eram în Germania, am văzut toată Europa cum așa. Da, așa. Îmi plimbam peste tot. Tu ai prieteni în toate federațiile și la FCFR da, și la UCP. Ce se întâmplă? Sunt tot aceiași băieți. Pentru că în anii 90 am trăit prima mare ruptură între UCP, adică Uniunea Federațiilor Profesori și fosta Uniune Columbofilă, adică unde am făcut scolarizarea, domnul Vâlcu, cum să spune așa. Da. Și 91-92 s-a rupt toată jucăria, ne-am sucit, ne-am împărțit în două atunci. După aia au fugit și aia din Transilvania, au făcut Federația Transilvania. Exact. Și 97-98 a venit, după ce a plecat Răileanu, a venit Moldovan de la Cluj, care într-adevăr a unit și a fost și asta, cred că trebuia să fi rămas în FCR-ul, Uniunea Federației. Da. Eram toți același patronaj. Ce au mai greșit la vremea respectivă e că n-au rămas pe lângă un minister de ăsta bine. Da. Agricultură, Cărmăzan vroia finanțe, uite băieții ăștia la sport. De bine, de rău, au prins ei, dar nu știu ce s-a întâmplat, de s-a greșit. Ceva au greșit la nivel înalt, că n-au, că au fost la un moment dat destul de mulți. Deci tremura FCPR-ul ăla, în ghilimele așa, da, în cauza amplorii pe care l-a sportul columbofil. Da. Nu mai e voie să mai spui acum. Că a început un duc cu treaba aia cu Osim. În LFCI, dragi, lași numai acum și pe regim îi găsesc normală treaba. Băi, tate, facem sport, columbofil, nu mai aveți voie să folosiți cuvântul. Și mi se pare corect. Că dacă voi nu vreți să umblați cu tot felul de tertipuri, se pare corect să vă interzic să mai folosiți sport columbofil în activitatea voastră columbofil. Da. Eu am avut mari disensiuni pe treaba asta, pe vremuri când a apărut FRSC-ul. Chiar am vrut să fac și la Ploiești, asta vorbim de 15 ani aproape în urmă, când eram președinte. Da. Dar tot așa, nu știu, au fost niște chestii pe care le-am mirosit la vremea respectivă. Nu sunt mulți aici. Uite, a fost o expoziție, după părerea mea, slăbuță. Am venit și eu aici, că am zis, hai că e lume mai multă, că Moreni, oras, am dat porumbei pe aici. Nu. Bine, au mai fost în paralel, au mai fost niște expoziții, una pe la Câmpul Lung, am înțeles, una da, pe la București. Mă gândesc că dacă făceam expoziția asta, care avea tradiție la Mizin, unde era Sinca, unde era Cezar, era alt numeric. Posibil. Era alt numeric, pentru că sunt foarte mulți, sunt prea mulți crescuți.
Și sunt sigur că veneau și ăștia de la Moren până acolo, că nu-i foarte departe. Dar venea și Buzău, care mai sunt, veneau... Posibil, da. Prahovenii noștri, care sunt mare, marile cluburi de FRSC, Prahova, Buzău, Brașovul, cred că mai e și pe la... Venea Urziceniu, Neanicu, Bizdegheanu, toată elita da. De UCP, că au fost și ei la FRSC. Cred că era altă... Personal, personal, cum ai stai cu porumbei? Ce ai mai adus pe acolo? Personal dau porumbei. Adus pe treaba asta că dau foarte mulți porumbei. Vreau să păstrez cât mai puțin porumbei. Câți mai ai acum? Am avut în vară, cred că erau 300. Oho. Și acum sunt sub 200. Am tot dat. Ai mai dat. Și mai dau. Mai aștept expoziția aia de la Ploiești. Este o lună și ceva de național la UCP. Da. Dar până atunci cred că voi face și o decapitare masivă. Bine, Crăciun, Revelion, fac niște chiftele, niște alea, că am prins gustul, că n-am mâncat până la acum. Ce sunt bune, pregătiți cu anumite cărnuri, mai pui niște porc, condimente, niște, alea, alea. Nu, niște vițeli, niște alea și spun că ia, de asta spun. Dar nici să-i dau degeaba, nu pot să-i dau. Da. Așa aș fi dat la niște băieți, dacă aș găsi niște băieți de ăștia. Dar nici chiar, am mai dat la băieți degeaba, dar azi au venit, mulțumesc mult, nici nu mai știu nimic. Da. Deci zici că au murit. Că au murit. Nu mai m-am căutat, n-am mai dat niciun semn de viață. Urât. Urât. Om. Deci vorba la mulți care, și e bună, adică ziceau și ăștia vei. Bă, una e când ai bani pe un porumbel, cât ai dat, pentru că te uiți el altfel la el. Altfel, da. Am dat bani pe ăsta, trebuie să mă uit la el. Așa, dacă ți-l dă, mă, cine știe, gândești că nu-i bun și nu știu ce. Eu nu mi-am permis să țin porumbei proști, să dau atâta mâncare și la zborul și adică, selecția tot pe zborul fac. Da, corect. Deci nu o fac pe, că ei dând Cutărescu sau Cutărescu, n-am mai adus porumbei. Singurii porumbei, 2-3 care mi-au intrat acum de, în vara asta, în anul ăsta, sunt doi porumbei de Bricu, din vechea linie Paul Niculescu, de la cineva din Colentina, bătrân, peste 80 de ani, pițigoi, din câte am înțeles, nu știu, nu cred că dacă îl văd, mi l-a dat Tudor Aurel, Tudor Iulian, frații Tudor, taică-sul știu, da. Când eram eu cu porumbei de standard, pe vremuri, în sfârșit. Și mai mi-am adus de la domnul Ecovoiu niște ardei, i-a dat dus. Și bă, să combin cu ăștia, să-i zbor cu Van Breno, cu ce mai eu, nu-s joc ardenat de lucru, să combin cu ce am eu acolo, îmi plac și la mână cum arată, ăia de Bricul, eu știu, o să dau tot așa, mai am ceva, Fabri, Juricar, Roșu, Bătrân, de asta zic și o să-mi fac câțiva, dar nu, că nu prea am noroc, de, am scos niște roșii în vara asta, acum, pentru mine, nu mai e niciun. Ți-a găsat? I-am mai agățat, eu doi ultimii am dat la un băiat, că mai aveam doi de ăștia pe la zbor, pe acolo, era că mi-aș mai a dat cadou. Băieță, stă și el în zonă de munte, dar sunt un pic pișcat și din cauza asta vorbesc așa. Pișcat nu dă răceală, dă în cauza la ceva rece, carbogazul. Da. Și la primăvară, dacă îi scoate, că dacă apucă să, acum iarna venind, îi agață mai repede. Așa, dacă zboară toată vara, așa. Învață să prinde. Se ridică, da. Da, prinde, nu, și putere în aripă. Erau învățați, dar uite că au dispărut în asta. E singurii porumbei străini care e restul, e tot linia mea veche, dar am dat din ei, să știi că am mai dat de la matcă de acolo, am dat și mai pe degeaba, așa, mai pe bani puțin, mai pe... Genele, știi ce îmi doresc eu de mult? Și cred că o să realizez asta cu tine. Eu știu că ești un tip cu foarte multe cunoștințe, să zic, în lumea veche, printre crescătorii bătrâni, așa. Ai avut o relație foarte bună cu domnul... din București și cu domnul Vulcu și cu domnul Crețulescu, cu domnul Zamfir. Tu ai o mulțime de cunoștințe și de fapte deci și de istorie columbofilă. Mă știu, de exemplu, cu Lea Ion Mazăre ne cunoaștem. Exact, cu domnul... Peste 30 de ani. Florea Ion, da. Da, Florea Ion, Lea Ion, așa da. Spune Lea Ion Mazăre, ne știm așa, mă... Și el așa mă prezenta, general de la Ploiești. Și aș vrea să trec o dată pe la tine, să fie calci frumos în grădină, în spate, da, acolo la tine. Așa, să stăm de vorbă așa în tignă, 2-3 ore și să facem un serial mai multe prezentări, să zic așa, chestii despre istoria columbofilă veche. Istoria columbofilă, că de fapt asta rămâne. Da. Erau altfel, primul rând că erau oamenii altfel, nu neapărat de educație, că nu-i vorba, că știi cum era o vorbă pe vremuri. Nu contează că ești inginer, doctor și eu sunt muncitor sau salaor sau astea.
la Porumbei suntem egal. Dar obrazul era obraz. 7 ani de acasă exista. După Revoluție. Acum am întâlnit și chiar mi s-a... Eu sunt și un pic mai coleric așa. Erau puștani de ăștia care vorbeau cu oameni cu părul alb, care le puteau fi bunici și lua la răspăr așa și la mișto și nu știu ce și nu dezavuiesc în sensul că, băi, eu nu spun când e mișto de mișto, dar nu să o spui cu răutate și cu dușmănie. Una e să spui la mișto, adică la caterincă și una e să spui cu dușmănie. Așa e. E diferență foarte mare de asta zi. Și acum ce de asta zi e trebuie. O să trecem, o să facem, realizăm chestia asta dacă e. Și... trebuia să vin până acum, ca să i-am spus că dacă nu e... De asta zic, frumoasă expoziția. Deci felicitări băieților care au organizat. Frumos era să fi fost mult mai multă lume, dar aici tot de dușmănie, să știi treaba. Pentru că... De ce, oamenii nu participă? Nu participă din cauza asta, că aia sunt la ucep. Ce dacă e, bă, tot o familie suntem, Columbofii. Așa e, așa e. Tot cu Porumbei ne creștem, Porumbei. Da, care e problema că vin de la FCPR? Eu așa îi zic și așa o să-i zic, pentru că am participat la constituirea FCPR-ului. Fost la UFCR. Nu o să-i zic nici Columba, nici nimic. A luat ei acum, de acum 300 de ani și nu știu ce, să folosesc de niște chestii pe care și le înșusesc. Deci aici e deja furt, plagiat, le spun în față. Și să-mi spună mie vreunul treaba asta. Și să mă dea în judecată, că știu eu ce să le fac. De-astăzi. Și era frumos, ne întâlneam mare. Și da, ca concursul e fiecare cu treaba lui, dar când e o expoziție și alea, că ce dacă e de E un eveniment, într-adevăr. E un eveniment, ne întâlnim, să fim prieteni, să treaba de... creștem toți păsările astea. Și e hobby. Nu e dușmănie, nu e... Suntem toți în aceeași barcă, corect. În aceeași barcă, nu știu, nu văd, nu... Eu am fost prieten cu toată lumea. Știu. Eu am fost prieten și de-aia mă și știe multă lume, pentru că n-am ținut cont că ce... pe vremuri, în anii 90, UCP, păi când auzea domn Vâlcu că i-am spus că vreau și eu să mă duc la profesioniști, a fost la foc. Și tot am jucat. Jucam cu un numeric restrâns, dar am jucat. I-am zis, domnul Vâlcu, joc decât cu câțiva Porumbei. Erau pe bani, era frumos. Se luau niște bani, era frumos. Dar prietenia a rămas între crescători. Da, indiferent de... N-a contat. Au făcut expoziție la Târgoviște, au fost ani de zile, mă ducea, se duceau băieții de la Ploiești, eram foarte mulți. Deci, era expoziție la FCPR, ne duceam toți. De asta zic, deci, dar acum de câteva timp, dacă-s la UCP, nu mă mai duc la S-a produs o schismă, așa, o ruptură. Exact, exact. Și nu e bine. Păcat. E în detrimentul columbofiliei, când normal ar trebui să ne unim, să fim strânși. Și deci la primăvară îți bat la poartă, da? Fără probleme, facem, stăm frumos, ne uităm la Porumbei. Și vorbim de istorie columbofilă românească. Fără niciun problemă. Mersi mult, toate cele bune îți doresc. Sănătate generală.